Cum construim clădiri rezistente la cutremur? În videoul precedent am exemplificat principiile fizice pe care trebuie să le luăm în calcul, principiul inerției și conservarea energiei. Dacă nu l-ați văzut încă, vă recomand să o faceți acum. În felul acesta vă va fi mai ușor de urmărit acest video. Să vorbim acum de România, luând în calcul principiile fizice. Aici, datorită condițiilor specifice de cutremur, se merge cel mai adesea pe următoarea filozofie de construcție. Se lasă clădirea să se deformeze, va fi parțial elastică, într-un mod special proiectat și construit. Apoi, prin acele deformații, se consumă, sau mai bine zis, se disipă, energia seismică. Construcția este parțial plastică. În acest fel, se reduce de până la 5 ori forța seismică și se disipă cam 70-80% din energia seismică, într-un mod controlat, pe elemente special alese să reziste deformațiilor. Aici este locul să menționăm un mit. Se spune că dacă peste o clădire a trecut deja un cutremur, înseamnă că ține la următorul. Dar este adevărat, clădirea rezistă cutremurului, ceea ce înseamnă că a fost inițial construită cu standarde mai ridicate. Dar trecând acel cutremur, o parte din clădire s-a degradat prin crăpături, fisuri, striviri de material sau ruperi, pentru că acolo s-a consumat o parte din energia seismică. Motiv pentru care dacă o clădire a rezistat la un cutremur, nu înseamnă automat că va mai rezista la fel de bine pe viitor. Simplu spus, o clădire se degradează la cutremur, nu se antrenează la cutremur. De aceea, toate clădirile trebuie monitorizate după un cutremur și luate măsurile necesare acolo unde este cazul. În plus, o clădire înaltă mai are nevoie de un lucru să reziste la cutremure, o fundație bine construită. Degeaba clădirea e bine făcută dacă fundația este prost construită, iar în practică trebuie atenție nu numai la fundație, dar și la structura de rezistență de la parter, mai ales dacă acolo se află magazine sau alte spații cu o destinație diferită. România este o țară cu activitate seismică. E mai rău un specific. Înainte de 1940, nu se ținea cont de recomandări privind rezistența la seisme. De aceea, clădirile din perioada interbelică sunt pe multe liste de clădiri cu risc seismic ridicat. În 1940, un cutremur puternic a afectat orașul București, iar cea mai înaltă clădire de bloc armat de atunci, hotelul Carlton, s-a prăbușit. Tot atunci, orașul Panciu din zona Francei a fost grav afectat. Motiv este că, în acele vremuri, clădirile erau făcute mare parte doar cu zidărie, fără niciun fel de beton sau de armătură, care ar fi putut prelua forțele seismice. Pentru că materialul folosit, cărămidă de zidărie și mortar, este destul de fragil în caz de cutremur, energia seismică sparge destul de ușor. De atunci a apărut un prim set de norme de construcție, care a fost îmbunătățit în 1977. Astăzi, România nu are puterea economică a Japoniei pentru a-și permite tehnologii pe scară largă, despre care vom vorbi mai jos, deși unele tehnologii mai noi se folosesc. De aceea este foarte important ca în clădirile ce se construiesc, structura internă să fie cât mai rezistentă, fiind în același timp elastică în îmbinările special construite și plastică, pentru a disipa o parte din energia seismică. Asta este ceea ce pare că nu s-a întâmplat în localitățile afectate recent în Turcia, acolo unde chiar blocuri noi s-au prăbușit, deoarece au fost construite deficitar, fără aceste principii, în urma unor dispensații de construcție date în mod ilegal. Una dintre probleme se pare că a fost calitatea oțelului folosit în armături. În mod normal, betonul preia partea comprimată din forțe și armătura se întinde. Pentru asta însă, oțelul trebuie să fie ductil și elastic. În cadrul structurilor antiseismice, el trebuie să se poată deforma cu cel puțin 30% până să se rupă, ceea ce dă elasticitatea necesară clădirii să supraviețuiască cutremurului. Se spune că oțelul folosit la clădirile din Turcia nu avea elasticitatea necesară și astfel s-a spart la efort, așa cum s-ar sparge sticla. Bun, hai să zicem că structura de rezistență este bună, principiile de mai sus sunt aplicate prin elemente de bază ale construcției, beton armat cu oțel corespunzător, de exemplu, dar vine un cutremur mai mare. Ce putem face? Ei, aici intrăm la un nivel superior de protecție, care pornește tot de la principiul inerției, care ne spune că un corp dorește să-și păstreze situația de repaus în care este. Păi dacă este așa, să-l lăsăm să-și o păstreze. Asta se realizează astăzi în clădirile moderne și înalte, rezistente la cutremure mari, prin fundații mobile, special construite, ca în această animație. Vedem aici cum fundația blocului este construită pe un sistem mobil sau flexibil, care nu este rigid față de pământ, ci este construit din două bucăți care pot aluneca una față de cealaltă. Atunci când pământul se mișcă în stânga,
partea de sus a fundației și cea de jos a blocului rigid poate rămâne în urmă. Rezultatul, blocul aproape stă pe loc, așa cum își dorește în principiul inerției. El e fericit, între ghilimele. Locuitorii blocului sunt fericiți că nu simt cutremurul și uite, așa am rezolvat problema. Putem privi soluția aceasta ca pe o decuplare a clădirii de bază. Atunci când pământul tremură sub casă, casa se mișcă mai puțin. În România, de exemplu, au fost clădiri la care s-au înlocuit fundațiile pentru a aplica acest principiu. De exemplu, la Palatul Justiției din București sau clădirea Aseului s-a săpat sub clădire. S-a tăiat fundație cu fundație și sub acele fundații s-au băgat niște cilindri dintr-un cauciuc foarte special, care se deformează foarte mult pe laterale și sunt foarte rezistenți. Bine veți spune, dar o fundație ca este greu de construit, costă bani. Ce altceva mai putem face? Păi uite ce putem face. În esență, pe noi nu ne deranjează mișcarea blocului. Bine, putem cădea în cameră în timpul cutremurului, dar mult mai important este ca structura de rezistență a blocului să nu cedeze și el să nu colapseze sub propria greutate. Simplu spus, putem lăsa blocul să se miște, să se deformeze chiar, dacă asta nu afectează elementele de structură care îl țin în picioare. Aduceți-vă aminte de salce. Ea se îndoaie extrem de mult fără să se rupă. Să nu vă mire atunci dacă există propuneri de a construi blocuri din bambus. Ele se pot îndoi oricât de mult fără să se rupă. Atât timp cât ne dăm la o parte din calea dulapului ce alunecă spre noi, este bine. Dar cum lăsăm o clădire să se îndoaie fără să se rupă? Priviți acest video, în stânga este un bloc dreptunghiular. În cazul mișcării pe orizontală a bazei, vedem cum acesta se deformează și fiecare dreptunghi devine un paralelepiped. Asta era de așteptat, pentru că partea de sus se supune principiului inerției și rămâne în spate datorită mișcării. Doar că deformarea este foarte mare. Structurile de îmbinare între plăți se porupe datorită unghiului ridicat. Vrem să lăsăm clădirea să se deformeze, dar nu așa de mult. De aceea, în acest desen așezăm pe diagonală niște bare de structură ce conțin amortizoare. Deci se pot alungi sau contracta. Amortizoarele funcționează ca suspensiile de la mașină. Atunci când forțele sunt foarte mari, se comprimă sau se extind, absorbind o parte din energia șocului seismic și permițând clădirilor să se deformeze puțin, fără să pună în pericol structura de rezistență. Tehnici mai avansate folosesc materiale de tehnologie înaltă, oțeluri care se pot deforma fără să cedeze sau structuri de îmbinare special construite se poate îndoi fără să se rupă. Căci noi suntem ca într-un copac. Dacă acesta se îndoaie din cauza vântului, dar nu se rupe, nu e o problemă mare pentru noi, atâta timp cât ne ținem bine de crengile lui. O altă variantă este să folosim în construcții materiale mai ușoare, cum ar fi de exemplu lemnul. Lemnul are aproape aceeași rezistență la compresiune ca betonul, dar este de 4 ori mai ușor și structurile din lemn sunt mult mai elastice. Există azi plăci prefabricate din lemn, ca niște placașe mari, făcute din scânduri lipite între ele, ce pot ajunge la o grosime și de până la 30 de centimetri și plăcile pot avea lungimi de până la 20 de metri. Cu astfel de plăci se pot face structuri ca niște cutii puse una peste cealaltă. În final, iată și o soluție mai exotică. Ceea ce vedeți în această fotografie este o bilă uriașă de 660 de tone în interiorul clădirii Taipei 101 din Taiwan. Rolul ei se vede în această animație. În cazul unui cutremur, bila funcționează ca un fel de suspensie mai avansată. Astfel, datorită greutății mari și a principiului inerției, bila rămâne aproape pe loc, în centru, în cazul mișcărilor datorate unui cutremur. Însă atunci când partea de sus se duce mai mult într-o direcție, ea o trage la loc, prin intermediul cablurilor de care e legată. Într-un fel, putem spune că clădirea este legată de bila din centrul său, în așa fel încât să fie trasă la loc atunci când se înclină. Iar bila stă cam în același loc, pentru că așa spune principiul inerției, iar inerția sa este mare pentru că masa ei este mare. Și iată ne ajung la sfârșitul acestui video. Nu am vrut să intru în detalii particulare pentru a nu speria inutil oamenii. M-am uitat pe lista clădirilor cu risc seismic din București. Cele mai multe sunt clădiri vechi, multe dintre ele istorice. Clădirile construite după 1977 au trebuit să satisfacă cerințe adiționale de rezistență. Iar în afara Bucureștiului, orașele din România au risc seismic dat de locația lor pe harta seismică a țării. Îi mulțumesc încă o dată lui Marius pentru ajutorul dat în construcția acestui text. Link către canalul său de YouTube găsiți în descriere și la primul comentariu. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!